Pentru că situația fondurilor pentru medicamentele compensate și gratuite este incertă, farmaciștii au decis să nu mai elibereze medicamentele din această categorie. Majoritatea farmaciilor au stopat eliberarea, ne-am orientat și în funcție de ce fac lanțurile cu multe farmacii care au răspândire națională, pentru că totdeauna ele păreau a fi informate. În județul Mureș sunt doar câteva lanțuri de farmacii care mai eliberează medicamente compensate și gratuite. Nu doar lipsa fondurilor este principala cauză pentru care farmaciștii au decis să ia această măsură. 1 aprilie lista medicamentelor se schimbă, vor fi probabil multe medicamente care vor ieși de pe listă, altele probabil care vor intra, deci suntem într-o incertitudine fără margini. Medicamentele incluse în programele naționale se eliberează în continuare.